Dintotdeauna, oamenii au dorit să lase generațiilor viitoare o mărturie a evenimentelor importante din viața lor. Pentru aceasta, ei au gravat, au desenat, au pictat, iar din secolul al XIX-lea au fotografiat. Arta fotografică înseamnă a desena cu lumină. Ea are o istorie de un secol și jumătate. Încă de pe vremea lui Aristotel s-a știut cum se poate pune realitatea într-o cutie. Și azi, în secolul 21, fotografia continuă să-și păstreze o parte din acea aură magică a nașterii ei. Fotografia nu a apărut întâmplător. Ea s-a dezvoltat impetuos pentru că s-a putut ușor adapta și integra în toate sectoarele vieții, aducând un aport substanțial și de neînlocuit. Imaginile fotografice se deosebesc de toate celelalte imagini prin faptul că ele poartă în structura lor granița adevărului. Ceea ce se vede într-o imagine fotografică trebuie să fie existat, este real, nu o invenție, fiindcă, în mod necesar, una dintre condițiile de bază ale apariției imaginii fotografice este prezența fotografului cu aparatul în fața unui obiectiv concret, participarea lui în vâltoarea vieții. Aceasta este caracteristica definitorie a imaginii fotografice, ce o plasează pe un loc aparte, într-o lume în care artificialul, contrafăcutul, plăsmuitul își croiește, din păcate, un loc din ce în ce mai mare, atât în viața practică, cât și în cea spirituală. De la început până acum, tehnica fotografică a constituit un amalgam fantastic de înalte elemente de optică, chimie, mecanică și apoi electronică, puse în slujba realizării unei imagini din ce în ce mai controlabile. Tehnica fotografică cuprinde modalități variate de producere a unor imagini permanente pe suprafețe sensibile, prin acțiunea fotochimică a luminii sau a unei alte forme de radiație, prin tehnici mult mai recente de captare a imaginilor și prin mijloace electronice. Cele trei fenomene necesare obținerii imaginilor fotografice sunt cunoscute de mult timp și este oarecum surprinzător faptul că fotografia nu a fost inventată mai înainte de anul 1830. Primul dintre aceste fenomene a fost de natură optică, vestita cameră obscură. Din vremea lui Aristotel se știa că este suficient să facem o gaură într-o cutie întunecată ca să apară o imagine reală, inversată, pe fondul alb al cutiei. Ea exista de cel puțin 400 de ani și a fost inventată de către savantul irachian Ibn al-Haytham al-Hazen. O astfel de cameră obscură păstrează în interiorul ei o pictură a lui Leonardo da Vinci, datând din 1519. În secolul al XV-lea apar primele menționări despre camera obscură, utilizată mai ales de gravori pentru a realiza schițe pe baza imaginii proiectate de către un mic orificiu pe o foaie de hârtie. 1610 este anul când Johannes Kepler construiește o cameră obscură portabilă în formă de cort. În vârful cortului se afla obiectivul care, prin intermediul unei oglinzi, proiecta imaginea pe o tabletă, unde artistul schița elementele principale ale peisajului. În 1660, omul de știință irlandez Robert Boyle și asistentul său Robert Hooke a miniaturizat camera obscură într-un aparat foto-obscur portabil. Prima cameră, care a fost suficient de mică și portabilă încât să fie practică pentru fotografiat, a fost construită de Johann Zahn în 1685, chiar dacă au trecut 150 de ani până când tehnologia a fost îndeajuns de dezvoltată pentru a o putea folosi. De-a lungul anilor, camerei obscure i s-au adus multiple îmbunătățiri de la mărime, formă și până la calitatea imaginilor. Astfel, apar pe rând primul daguerreotip, strămoșul aparatului de fotografiat, creat de L. Jacquemin Daguerre în 1837. William Henry Talbot produce primul instantaneu foto, utilizând iluminarea prin descărcare electrică, strămoșul blițului, în 1851. În 1859 apare primul aparat foto, panoramic Saturn.
Stabbing automatic camera, apărut în 1884, a fost primul aparat de fotografiat cu roll film. Pentru G. Eastman, anul 1888 a fost anul când lansează primul aparat de dimensiuni mici, 18 cm lungime, tip box, care conținea 100 de cadre, avea lungimea focală fixă, timpul de expunere de 1x25 secunde. Eastman avea o idee inovatoare, aceea de a schimba plăcile de sticlă, fragile, incomode și care durau puțin în timp, cu primul suport pentru fotografie transparent și suplu. Astfel, a construit un aparat de fotografiat ușor și o mașină care îi producea suportul fotografic. Aparatele și peliculele se numeau Kodak. Aceste nume a fost dat aparatelor lui Eastman datorită zgomotului pe care îl făceau la utilizare, dar și pentru a putea fi pronunțat cu ușurință în oricare țară. Succesul acestor aparate de fotografiat a fost prevăzut de la lansare, când ele au fost însoțite și de sloganul "You press the button, we do the rest." Tu apeși pe buton, iar noi facem restul, care a făcut înconjurul lumii și nu a fost uitat nici după 100 de ani. Ernst Leitz, în 1923, proiectează și lansează pe piață primele aparate Leica, 35 de mm roll film perforat. 1948 este anul de apariție a primului aparat foto Nikon de 35 de mm, iar Edwin Land lansează aparatul Polaroid. Canon AE-1 este primul aparat pe 35 de mm comandat cu microprocesor, 1976, pentru ca în 1984 aceeași firmă să prezinte pe piață primul aparat foto digital. În 1985 apare Minolta 7000, camera foto SLR, 35 de mm cu autofocus. În anul 1988 sunt introduse primele camere digitale de uz public. Anul 2000 este anul în care Canon introduce primul aparat digital SLR cu senzor CMOS pentru piața de consum. Nu putem face însă o istorie a evoluției aparatului de fotografiat și a fotografiei fără a menționa și celelalte două fenomene care au stat la baza acestui proces, și anume cercetările de natură fizico-chimică în domeniu. Putem delimita evoluția fotografiei din acest punct de vedere în două ere: era clasică, era de argint, și era digitală, era de siliciu, când aparatele de fotografiat încep să incorporeze memorii, sisteme de operare, sisteme de dialog cu fotograful, fără a mai fi nevoie de procese strict chimice de realizare a fotografiei. În era clasică, alchimiștii știau că lumina înnegrește clorura de argint și că unele culori sunt albite de soare, sublinindu-se mici distinții între căldură, aer și lumină. Isaac Newton demonstrează în 1666 că lumina este sursa culorilor, a ceea ce vedem noi de fapt. Johann Schulze, în 1725, descoperă că sărurile argentice suferă un proces de înnegrire sub acțiunea luminii, iar în 1758, John Dollond dezvoltă lentile de tip acromatic, ceea ce îmbunătățește imaginea camerei obscure. Lentilele acromatice, la trecerea luminii prin ele, nu descompun raza de lumină în culorile ei componente și deci nu prezintă aberație cromatică. În 1802, Thomas Wedgwood obține siluete ale obiectelor opace prin contactul cu hârtia acoperită cu nitrat de argint, însă imaginile erau instabile și dispăreau la lumina zilei, deoarece nu fusese încă descoperit procesul de fixare a imaginii. Al treilea fenomen care stă la baza realizării imaginii fotografice este descoperit de Joseph Niceforn Niepce în 1819. El descrie proprietățile hiposulfitului de sodiu, care va deveni fixatorul. Niepce asociază cele trei proceduri, camera obscură, reacția luminii asupra clorurii de argint și fixatorul, pentru a realiza o imagine de calitate medie pe o placă metalică, cu depunere de halogenură de argint în 1829.
obține astfel prima imagine permanentă, heliograf, folosind o cameră obscură și o combinație chimică asemănătoare unui bitum alb, plăcile pe care era întinsă substanța, fiind expuse timp de 8 ore. Copierea se făcea prin presarea matriței pe suportul de hârtie, ca la imprimarea ziarelor. Descoperirea făcută de Nipsey este preluată și perfecționată, după moartea acestuia, de omul de știință Louis-Jacques Daguerre. Cea mai veche fotografie care s-a păstrat este datată 1826-1827 și este imaginea unei curți interioare realizată de Nipsey. În 1837, Louis-Jacques Man Daguerre dezvoltă ideile preluate de la Nipsey. O placă de cupru acoperită cu iodură de argint era expusă și apoi developată în vaporii de mercur pentru a obține un pozitiv direct. Iodura de argint rămasă a fost îndepărtată cu o soluție caldă de sare de bucătărie. În 1839 face anunțul istoric al descoperirii procesului care îi va purta și numele. Imaginile rezultate erau foarte fragile la atingere și trebuiau să fie protejate de o sticlă, dar erau capabile să păstreze și cel mai mic detaliu. În 1839, John Herschel sugerează fixarea imaginilor lui Talbot în tiosulfat de sodiu și inventează termenii de fotografie pozitiv și negativ. În 1840, Fox Talbot îmbunătățește procesul folosind iodura de argint și developând în acid galic. În 1847, Nipsey de St. Victor descoperă folosirea albuminei pentru fixarea sărurilor argentice pe o bază de sticlă. Dreptunghiurile de sticlă acoperite cu emulsie necesitau doar 10 minute de expunere. În 1850, Blanchard de Fnard propune folosirea albuminei pentru imprimarea pe hârtie, metodă ce va fi folosită timp de 40 de ani, dar nu va fi patentată niciodată. În 1851, Scott Archer propune procesul colodiu, o soluție de nitroceluloză într-o mixtură de alcool etilic și eter etilic, formează un fixator al iodurii de argint pe sticlă. Procesul a produs o expansiune a fotografiei. În 1861, James Clerk Maxwell demonstrează formarea culorilor prin combinarea a trei surse de lumină colorată, roșu, verde și albastru, printr-un proces de adiție. În 1871, doctorul Richard Leach Maddox sugerează că gelatina, derivat dintr-o proteină aflată în oase, poate fi un înlocuitor al colodiului, micșorând timpii de expunere a emulsiilor foarte mult. Gelatina se folosește și astăzi. În 1888, George Eastman, fondatorul firmei Kodak, produce prima rolă de film transparent pe bază de nitroceluloză, prima cameră foto simplificată pentru publicul general și creează primul serviciu de masă pentru developare și procesare. Primele reproduceri fotografice semiton apar în ziare în anul 1890. În 1903 apare procesul color autochrome Lumière, sistem care folosește transparența straturilor chimice și reacția selectivă a substanțelor. Prin compunerea celor trei substanțe transparente acoperite fiecare în parte cu substanțe cromatice sensibile la roșu, verde și albastru, rezulta imaginea cu culori naturale. În 1904, doctorul H. Vopel își concretizează cercetările în realizarea filmului pancromatic ce folosește pigmenții chimici fotosensibili. Acest tip de film este sensibil la toate culorile spectrului vizibil. În 1940, fabricile cu laboratoare chimice industriale preiau procesarea filmelor de la chimiștii individuali. În 1947, doctorul Edwin Land inventează un procedeu de fotografiere instant denumit Polaroid Land. Aparatul suprapune negativul expus pe o hârtie foto și împrăștie între ele substanțele chimice necesare procesării. După fixare, negativul și pozitivul sunt separate. Trecerea în revistă a celor mai importante momente din istoria aparatelor de fotografiat și implicit a fotografiei sublinează raportul fotografie-știință, fotografie-artă.
cele două laturi de dezvoltare, aparatura de captare a imaginii, precum și partea de redare, prelucrarea fotografiei, au evoluat concomitent și în strânsă legătură una cu alta. O mare parte a acestor cercetări și realizări concretizate în imagini foto stau la baza multor colecții publice și particulare din întreaga lume.